Bun găsit tuturor! Avem astăzi o ediție specială, o ediție în care vă vom prezenta un autovehicul, evident special. Îl vedeți de multe ori la intervențiile polițiștilor, se numește autolaborator de criminalistică și foarte mulți s-au întrebat ce se găsește în asemenea autolaborator și cum se utilizează. Pentru a afla mai multe detalii, stăm de vorbă cu domnul comisar șef Albu Daniel. Bun găsit! Ați venit! Și încercăm să prezentăm ce avem în acest laborator. Biroul de investigare tehnico-științifică al locului faptei, care se ocupă de investigarea infracțiunilor la locul producerii, deci la fața locului. Bun, foarte mult se gândesc la faptul că la crime apare o asemenea mașină, dar este și denumirea segmentului din poliție de care vă ocupați, criminalistică, dar activitatea dumneavoastră este mult mai complexă. În ce constă? Activitatea noastră constă în asigurarea suportului tehnic de specialitate criminalistică pentru lucrătorii de poliție judiciară și acoperă toată gama de infracțiuni care se află în competența poliției, poliției judiciare, de la distrugeri, furturi, accidente rutiere, după cum a specificat mai devreme, și finalizând cu, bineînțeles, cele mai grave, cele împotriva omului, cu crimele. Chiar vorbeam înainte de a începe această înregistrare că parcă nu au mai fost în Prahova atât de multe cazuri, atrocități, cum la un moment dat, din păcate, eram nevoit să anunțăm și să prezentăm. A scăzut numărul acestor infracțiuni atât de grave? Noi asta sperăm și asta încercăm să facem de fiecare dată, să ne facem cât mai bine treaba pentru ca să diminuăm activitatea infracțională. Rezultatul este, bineînțeles, îndreptat către siguranța cetățeanului, cetățenilor, printre care ne numărăm și noi. Da, este o muncă nu grea, cumplit de grea, o muncă dificilă care presupune o pregătire profesională îndelungată, ani de zile. Posibil să fiți printre polițiștii care au nevoie de cea mai multă pregătire profesională și mai ales de experiență în criminalistică. Asta contează cel mai mult dintre toate. În general, activitatea de criminalistică are legătură cu majoritatea domeniilor, majoritatea specializărilor din cadrul poliției române și din cauza asta necesită și o pregătire permanentă în multiple domenii, dar întotdeauna activitatea de poliție a necesitat o colaborare foarte intensă, nu numai cu structurile poliției române, ci și cu celelalte domenii pe care le cercetăm. Avem colaborări foarte bune cu Serviciul de Medicină Legală, cu Securitatea Muncii, ITM, tot ce înseamnă partea de infracționalitate și nu numai, pentru că nu întotdeauna... Au fost și multe accidente care nu țineau de domeniul infracționalului, pur și simplu s-au întâmplat în anumite circunstanțe. Acolo se deschid dosare tocmai pentru a se constata dacă există sau nu o vinovăție, dacă au fost respectate anumite norme legale. Nu întotdeauna când se deschid dosare penale înseamnă că cineva este vinovat. Haideți să vorbim concret, pentru că e foarte interesant de arătat, să spunem, nu în cazul unei crime, vorbim și despre crimă imediat, dar hai să spunem în cazul unui accident rutier. Evident, sunteți solicitați de către colegii dumneavoastră. Bineînțeles, în momentul în care este solicitat prin numărul unic de urgență 112, dispeceratul Poliției Județene ne solicită pentru efectuarea cercetării la fața locului. Ne deplasăm cu operativitate și împreună cu colegii noștri de la Poliția Rutieră colaborăm tocmai pentru a surprinde în mod obiectiv ceea ce s-a întâmplat. Nu întotdeauna e ușor și cel puțin la capitolul accidente rutiere grave, chiar dacă și aici am văzut cifrele, sunt ceva scăderi, totuși se produc în continuare.
Am avut de curând, dacă nu mă înșel, ultimul cu victima decedată la Valea Călugărească. Este cumplit de greu, din păcate. Dar, cum duceți ca oameni aceste imagini, aceste scene pe care sunteți nevoiți să le vedeți? Ce e în sufletul dumneavoastră? Partea asta este mai greu de suportat la început. În cadrul școlilor de poliție am avut onoarea, ca să zic așa, de a fi îndrumați de profesioniști cu mulți ani de experiență și care ne-au îndrumat către partea profesională. Ajuns la fața locului, de multe ori trecem peste partea emoțională, o lăsăm undeva în spate, chiar dacă este mai greu de suportat, și încercăm să privim partea obiectivă, să ne facem treaba, să surprindem și să, în mod obiectiv, ceea ce s-a întâmplat, să recreăm modalitatea de producere. Da. Cumplit de greu. Se simte emoția și în vocea dumneavoastră atunci când vorbiți despre astfel de cazuri. Să știți că sunt oameni care au sentimente ca orice om. Sunt soți, sunt tați, aveți și colegi, evident, sunt mame. Nu este ușor. Haideți să vorbim concret. Când ajungeți la un accident, cam care este procedura? Ce trebuie să faceți înainte de toate? Înainte de toate, este necesară o informare, în prima fază, cu privire la ceea ce s-a întâmplat. De obicei sunt martori care rămân la fața locului și ne explică ceea ce au văzut, și pornind de la mărturia lor sau de la ceea ce ne-a fost comunicat de către colegii noștri polițiști ajunși primii la fața locului, încercăm să punem cap la cap un adevărat puzzle, pentru că ei nu ne spun decât esențialul, ceea ce consideră că s-a întâmplat. Noi urmează să descoperim pas cu pas diverse probe, diverse împrejurări care au condus la producerea evenimentelor. Și bineînțeles, partea esențială a muncii noastre este să găsim probe care să dovedească modalitatea în care respectiva faptă s-a produs efectiv. Și sunt tocmai acele detalii care pot face diferența, acele detalii care pot scoate din culpă un om care aparent era vinovat, cel puțin din punctul de vedere al martorilor, sau invers, care pot incrimina pe cineva care aparent n-a avut nicio vină, dacă nu se cunosc aceste detalii. Corect. Este de cele mai multe ori, micile detalii fac o mare diferență. Acum că ți-a adus aminte de mici detalii, mi-am adus și eu aminte de un eveniment, un accident rutier, că de la accidente rutiere am pornit, unde la fața locului n-am găsit decât niște mici fragmente de plastic, aparent inofensive și fără importanță. Așa cum facem de obicei, am considerat că tot ceea ce găsim trebuie ridicat și cercetat. Am făcut treaba asta și ulterior, folosindu-ne acele mici articole de plastic, am reușit să ajungem la mașina implicată în accident, care se afla undeva la 20-30 km față de locul inițial al producerii. Da, sunt foarte mulți care își imaginează că pot scăpa, însă mai mereu lasă urme. Haideți să vedem și ce conține o asemenea trusă pe care o folosiți la laboratorul dumneavoastră de criminalistică. Aici avem o trusă criminalistică universală, așa cum este denumită în cărțile de specialitate. De ce îi se spune universală? Pentru că ea conține principalul instrumental care este folosit la cercetarea majorității infracțiunilor, faptelor pe care noi le cercetăm. Conține instrumente pentru relevarea urmelor papilare sau a amprentelor, așa cum sunt ele cunoscute în mod popular. Diferite instrumentari pentru a marca obiectele principale pe care noi le considerăm
de importanță la cercetarea la fața locului, instrumentar pentru cercetarea în amănunțimea diferitelor probe, inclusiv de dimensiuni reduse, cretă de marcare pentru a putea indica obiectele principale și pentru a le marca, inclusiv instrumentar de măsurare de dimensiuni mai mari și sunt sigur că ați observat, fiecare a observat la cercetarea la fața locului, îndeosebi a accidentelor rutiere, acest instrument de măsurare și continuând cu banalele rulete. O adevărată trusă de scule. Foarte multe scule comune pe care mulți le avem prin mașini, prin casă, da? Exact. Dar ele sunt foarte importante, munca pe care o faceți, plus câteva alte elemente specifice activității noastre. Este important să ai instrumentarul potrivit la momentul potrivit. Poți să și improvizezi, dar de cele mai multe ori încercăm să fim permanent, încercăm să fim pregătiți. Spuneți-mi sincer, sunteți mulțumiți de nivelul de dotare? Adică, cum îl vedeți comparativ cu alte țări la care de regulă ne raportăm, fiind ceva mai avansate decât România și din punct de vedere tehnologic? Este România acum dotată cel puțin la capitolul ăsta, în domeniul nostru de activitate, așa cum ar trebui să fie? Este loc de mai bine. Deși dotarea noastră s-a îmbunătățit de-a lungul timpului. Am ajuns în ultima vreme să avem o aparatură destul de bună și să o folosim cu spor la activitățile pe care le avem. Bineînțeles că permanent ne dorim mai mult pentru că ne pregătim, știm că există metode mult mai moderne și mai eficiente și încercăm să, prin prisma experienței, să scoatem tot ce putem mai bine din probele pe care le ridicăm. Bineînțeles că totdeauna ne-am dorit mai mult. Evident acest lucru. Spuneți-mi, pentru că ne apropiem de final, în cazul unei intervenții, câți colegi de-ai dumneavoastră din departamentul dumneavoastră se deplasează? Evident, acum depinde și de tipul intervenției, să spunem la un accident rutier grav. Noi încercăm permanent să lucrăm în echipă, dar ce este și o vorbă populară, patru ochi văd întotdeauna mai bine decât doi. Activitatea criminalistică este una complexă și mai ales în ultima vreme, unde se pune accent pe ridicarea și conservarea probelor, începând sau, mă rog, terminând cu cele genetice, pentru că ele sunt cele mai în ultima vreme cele mai noi și pe care încercăm să le folosim din ce în ce mai mult, mai ales la cazurile complexe. Încercăm să lucrăm în echipă și de obicei se deplasează un minim de 2 lucrători. Dar la cazurile complexe, cum ați amintit mai devreme, au fost momente când toți am fost prezenți la, nu neapărat la fața locului, dar au participat și au desfășurat activități în proximitate, tocmai pentru ca pentru a asigura acest lanț care nu trebuie întrerupt de punere în valoare, de ridicare, de conservare a probelor și transportare în siguranță la laboratorul criminalistic, ori din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție sau către Institutul Național de Criminalistică din cadrul IGPR. Eu vă mulțumesc foarte mult, așa cum obișnuiesc să le spun și colegilor noastre din alte departamente, vă doresc să stați cât mai mult degeaba, deși știu că este imposibil, să aveți cât mai puține cazuri și sper ca oamenii să vă vadă așa cum meritați, pentru că în folosul comunității, munca pe care o faceți este una deosebit de importantă și mai ales una extrem de grea, de apăsătoare, psihic în primul rând. Sperăm să fie de folos munca pe care o facem, pentru că de cele mai multe ori lăsăm deoparte și partea de familie și partea de timp liber și încercăm să ne dedicăm activității profesionale. Am întâlnit și persoane care
au trecut de anumite bariere și chiar au venit direct și efectiv ne-au mulțumit pentru munca pe care o facem. Am întâlnit și părinți care au venit cu copiii în vizită și ne-au spus că copiilor le-au cerut în mod expres să vină în vizită pentru că ei consideră că pot deveni ulterior polițiști. Înseamnă că am inspirat pe cineva să facă ceea ce trebuie și asta ne bucură. Vă mulțumesc încă o dată și spor la treabă! Mulțumim!